Sunt gospodar de toamnă, de la Manta, care în zile de toamnă, fiecare aici, uite, că este primar, că este secretar, că nu știu ce, se implică în activitatea ce ține de gospodărie pentru a le pune pe toate la locul lor, ca să avem cum să iernăm pentru anul care ne vine greu, se presupune că să fie un an greu, noi ne pregătim. Cu ce a venit satul Manta astăzi la festival? Așa, satul Manta astăzi am prezentat doar aceea ce ne caracterizează. N-am improvizat nimic. Ceea ce este caracteristic, ce găsești în ograda fiecărui gospodar de la Manta. Am venit cu mașinile de tras poamă, cu cădățuie respective, cu un teasc care stoarcem poamă până la urmă ca să fie toată munca să fie pusă la locul ei. Am venit cu o râșniță care facem mălaie, adică facem făină de popușoi pentru mămăligă tradițională. Și cum știți că Manta este așezată pe lângă malul unui bălți, am venit cu cei mai tradiționale bucate care se fac la noi, este peștele copt. Am venit cu peștele copt, cu pâine caldă scoasă din cuptor. Dansat aici o horă mare și frumoasă. Cine sunt dansatorii? Dansatorii sunt oameni de rând din satul Manta, sunt și oameni până la 50 și după 50 și după 60, sunt tineri până la 20-30 de ani. Este tradiție la Manta că nicio sărbătoare nu există până nu se joacă o horă și până nu se dansează o sârbă cu împinteni, cu așezări, cu moale, în bătăi și în chiuote. Să înțeleg că la Manta toate problemele se rezolvă prin dans. Dacă primarul e dansator... Ar fi bine așa să vedem. Dar ar fi așa ca viața să fie un scenariu cum e un dans, ar fi foarte ușor. Nu, la Manta, ca și în toate alte localități, sunt problemele sale. Și noi încercăm să trecem peste toate astea care le avem, adică să mai uităm de ceea ce mai avem din problemele de rutină, să le amestecăm cu cânticul, cu dansul și să mai uităm de ele, să trecem peste ele cu așa, cu brio. Într-adevăr, ne vrem un trai decent la Manta, cu un sat frumos amenajat și cu condiții benefice pentru ca oamenii, ca cetățenii sau băștinașii să se întoarcă acasă cu plăcere să ne viziteze sau să se întoarcă din piscotare acasă în totalmente. Am observat că toți care au trecut pe lângă noi nu s-au uitat chiar la acești fructe, acești legumi care erau pe masă, dar s-au apropiat de bucate care sunt făcute de gospodine, de aceleași sarmale, de aceleași pești copt. Și au gustat din ce? Nu din vinul care era pus în sticle, care era pregătit, dar au gustat din acela ce se făcea la moment, din mustul care se făcea la moment, pur, simplu și cât mai natural. Eu cred că acestea o să fie niște lucruri care o să le atragă. Și dacă, cum ați văzut, în partea stânga noastră, avem și un meșter popular, domnul Olteanu Constantin, care cu mare plăcere și-a demonstrat maestria sa în pletind acele coșuri, acele obiecte care sunt din moș trămoș aduse până la ziua de astăzi.